Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o avem ca invitat, o dragă prietenă, Gabriela Maluf, psiholog, psihoterapeut, consilier în parenting, și vorbim despre o carte frumoasă, Cartea Familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, de dr. Shefali Tsabari, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Gabriela, parentajul conștient, am discutat mult despre limite, despre granițe sănătoase în relația cu copiii noștri. Iată în această carte, dr. Shefali Tsabari, un nume foarte cunoscut în parenting, atât prin mesajele pe care ea ni le transmite, dar și prin numărul cărților sale, vrea să demonteze. Și un lucru, spun eu, foarte util, mai ales vremurilor în care trăim și societății românești până la urmă, vrea să demonteze mitul familiei perfecte. De ce nu este bine să ne raportăm la o familie ca fiind perfectă? Nu știu, să demontăm mitul copilului perfect, al familiei perfecte, al părintelui perfect, pentru că asta înseamnă cumva o doză de toxicitate pe care o aducem în relațiile cu copiii noștri. Cum facem să fim autentici? Cum facem să fim deschiși, vulnerabili și să învățăm și pe copiii noștri acest limbaj al iubirii autentice și al vulnerabilității? Mulțumesc de invitație, în primul rând, Sorin, și așa este. În această carte se încearcă demontarea unor mituri și rezonez tare mult cu cartea asta, pentru că la toate cursurile de parenting, de exemplu, pe care eu le țin, primul curs este cel de dezvoltare personală al părintelui, după care să vedem cum facem pace unii cu alții în familie și de-abia apoi să ne focusăm pe felul în care ne creștem copiii. Iar unul dintre miturile prezente în carte este acest parentaj centrat pe copil. De când, nu știu, a început să ia amploare acest fenomen și în România al parentingului, de foarte multe ori am văzut atât profesioniști care se concentrau prin a le povesti părinților cum să-și gestioneze copiii, și asta evident venită de la foamea pe care părinții o aveau de a ști ce să facă cu ai lor copii, dar în termenii ăștia de 1, 2, 3, și când face asta eu trebuie să fac asta la altă, și când țipă eu fac așa, și când e trist fac așa, și când e fericit fac așa, și cumva suntem și noi oameni, probabil, și încercăm să le alinăm părinților grijile și să le dăm anumite strategii și anumite instrumente prin care pot să facă față mai bine. Și asta a dus cumva, cred că nu doar în România, ci la nivel internațional, din moment ce și Shefali Tsabari, uite, vine cu cartea asta, în care probabil și ea a simțit că e momentul că poate au fost scos din context și că oamenii au gestionat copiii ca și cum ar fi nu neapărat niște indivizi care au nevoie să fie gestionați în momentul în care tu ești bine cu tine, ci au apelat la strategii de tipul 1, 2, 3 și acum fac așa și acum fac așa, ca și cum toți oamenii răspund la același lucru. Și ea vine și ne spune, ok, poți să faci și lucrurile astea, să te centrezi evident pe copil, că e copilul tău și trebuie să-i gestionezi anumite situații, să știi cum să fii aproape de el când are anumite trăiri, dar s-ar putea ca dacă tu nu te-ai gestionat mai întâi pe tine, dacă tu n-ai făcut pace cu fricile tale, cu convingerile tale, cu felul în care tu ai fost crescut, demonii din trecutul tău
să te facă să reacționezi sau măcar să gândești într-un sens care n-are nicio legătură cu copilul tău. Și uite, mi-am pus aici la una dintre pagini, că mi se pare foarte interesant cum dă exact, cum dă exact exemplele potrivite. De exemplu, și nu o să vă dau decât un singur exemplu, că interesant este să-și cumpere oamenii cartea să vadă toate exemplele din carte. De exemplu, dacă copilul, comportamentul, copilul nu ascultă, reacția părintelui de cele mai multe ori va veni pe furie, pe amenințare, pe pedeapsă. Iar șefalița Bari le spune, hai să analizăm un pic care este temerea latentă, ce e în subconștientul părintelui în momentul în care copilul nu ascultă și tu ai reacția asta, să spunem, de furie sau de lipsă de capacitate de a reacționa în fel în unele cazuri. Și atunci zice, poate să fie în subconștientul tău, nu pot controla deloc copilul, nu sunt un părinte suficient de bun, copilul meu va deveni un monstru, nu mă simt înțeles, înțeleasă, părerea mea nu contează. Deci, de fapt, reacția asta de furie și de amenințare, de pedeapsă, vine pe fondul a ceea ce subconștientul meu îmi transmite în momentul în care copilul nu ascultă. Deci eu nu reacționez la comportamentul copilului meu, ci reacționez la frica din interiorul meu. Și sunt o grămadă de exemple și vă recomand să luați această carte. Este imposibil să nu te regăsești în minim un exemplu, dar eu zic că o să ne regăsim foarte multe exemple și o să vedem de ce reacționăm în felul în care reacționăm. Și atunci întrebarea vine, păi mă centrez pe copil sau mă centrez pe mine? Mă repar pe mine și fricile mele latente și felul în care eu am fost crescut și demonii trecutului meu sau înghit așa instrumente de genul 1, 2, 3, 4 și ai reparat copilul. Și șefalii vine și ne spune, hai să uităm să reparăm copiii și să facem pace cu noi, să vedem care sunt fricile noastre, cum putem să le aducem la suprafață, să le reparăm într-un fel sau altul, sau măcar să facem pace cu ele și apoi o să vedem că nu o să mai reacționăm așa la comportamentul copilului nostru, deci nu copiii trebuie reparați, nu ei sunt problema, nu ei sunt programați să ne apese nouă butoanele, că și asta au fost niște mituri dezbătute, că ne apasă copiii butoanele, copiii fac ce fac, nu apasă niciun buton, ei fac, toți copiii fac ce fac la specific vârstei pe care o au. Noi avem butoanele alea, deci noi ar trebui să ne reparăm butoanele, nu copiii care le apasă evident. Deci este o carte care abordează ceva ce s-a produs ca urmare, poate a unor informații înțelese nu tocmai bine. Da, e ca și cum, uite, eu fac o paralelă cu relația de cuplu, da? Pentru că spuneai tu mai devreme, fără să își dorească acest lucru sau fără să se gândească măcar, pentru că noi ca părinți avem niște răni emoționale nevindecate din copilărie, copiii e posibil să apese, cum spuneai tu, să apese acele butoane, așa cum de altfel și partenerul de cuplu poate foarte bine să apese anumite oricine butoane. Poate să apese anumite exact, butoane. Exact. Și mă gândeam să te întreb în completarea celor spuse de tine foarte, foarte bine și foarte explicit. Când mă gândesc la așteptările pe care noi le avem față de copiii noștri, niște așteptări mai degrabă nerealiste. Pentru că avem aceste așteptări impuse, inoculate cumva de standardele de competitivitate ale societății, da? Uite, poate ne învață alții cum să fim noi părinți cât mai buni, că vezi, Doamne, noi nu știm și așa mai departe. E, și mă gândesc, apropo de un subcapitol al cărții doctorului Șefalița Bari, care chiar așa se și numește, și te întreb atât din perspectiva de psiholog și de consilier în parenting, dar și din perspectiva de părinte, pentru că amândoi suntem părinți. Spune Șefalița Bari, este vorba despre copilul tău sau despre tine? Atunci când noi venim cu aceste așteptări mai degrabă nerealiste și cumva prin aceste așteptări nerealiste creăm o presiune foarte mare asupra copilului.
Măi, să știi că eu cred că toți cădem în păcatul ăsta. Și în păcatul de a avea așteptări foarte mari de la copiii noștri și în păcatul dintr-un alt capitol din carte în care vedem că copilul trebuie să aibă tot timpul succes, să aibă rezultate foarte bune, avem așteptări întotdeauna de reușită, de fericire, de diverse lucruri. Și foarte frumos și ea spune și spun și eu din perspectiva mea de psiholog, mai puțin de părinte, pentru că din perspectiva de părinte lucrurile stau un pic mai greu, adică la teorie ne pricepem foarte bine, practica ne omoară. Întotdeauna este vorba despre noi, întotdeauna toate așteptările astea vin pe un fond de frică. Mi-e frică să nu sfârșească rău copilul meu, să nu fie fericit, să nu aibă succes, să aibă o viață grea, iar toate așteptările astea vin pentru că și eu, la rândul meu, poate consider despre mine că nu am reușit ce mi-am propus și asta este, poate să fie sursa nefericirii mele. Și atunci mi-e frică că și copilul meu, dacă eu nu am niște așteptări și dacă nu fac niște presiuni suplimentare, s-ar putea să ajungă într-un punct care mie nu-mi place sau poate chiar mai rău de atât. Și atunci tot pe fondul fricii personale facem lucrurile astea. Iar Șefali spune foarte frumos că noi întotdeauna ne raportăm la copiii noștri ca la niște ființe, fie din viitor, fie din trecut. Nu ne raportăm la ființa și la copilul din prezent, că ea pe asta mizează în toate cărțile ei, să fim conștienți și să trăim prezentul. Adică, eu când văd că nu și-a făcut copilul tema, de exemplu, nu mă raportez la momentul prezent. Hai să vedem, Ionel, de ce nu ți-ai făcut tema? Ce se întâmplă cu tine în momentul ăsta? Care este, ce te oprește în momentul ăsta sau ce te-a oprit să faci tema? Nu! Noi o să ne certăm cu copilul din viitor. O să ajungi pe stradă, nu o să faci nimic în viață, uite ce rău o să ți se întâmple. Adică ne certăm întotdeauna cu personajul care credem noi că va fi. Sau în trecut, ai văzut că nici data trecută nu ți-ai făcut temele și ai primit notă proastă și nu știu ce. Întotdeauna ne certăm cu niște personaje din viitor sau din trecut. Ne este foarte greu să ne raportăm, să intrăm în momentul prezent, să fim conștienți de momentul prezent și să punem o întrebare simplă: măi, ce te oprește să-ți faci tema? În punctul ăsta, că s-ar putea să-mi răspundă copilul: sunt obosit, sunt supra-solicitat, își bat joc copiii de la școală de mine, nu înțeleg ora, am o problemă, nu știu, cu un profesor sau profesoară, am eu o problemă, nu știu, mă simt, am un moment pe care nu știu să-l gestionez. S-ar putea ca copilul să-mi răspundă la prezent care este motivul care l-a oprit sau l-oprește să facă un anumit lucru în momentul respectiv. Și atunci e mult mai ușor să gestionezi prezentul și să vezi ce se întâmplă. N-are legătură cu de ce nu și-a făcut tema în trecut. Poate să aibă, poate să nu aibă, dar de cele mai multe ori nu are. Și nu are legătură nici cu viitorul, că nu s-a demonstrat științific nici că dacă iei 10 pe linie, nici dacă iei mai puțin, că viitorul este afectat într-un fel sau altul. E posibil absolut să-ți revii la un moment dat sau să iei numai 10 și după aia să pici la un moment dat. Și atunci, în loc să ne legăm de prezent sau de viitor sau de trecut, Șefali ne spune în toate paginile cărții sale: reveniți la prezent, reveniți la prezent, fiți conștienți, puneți întrebările la prezent, încercați să fiți curioși și empatici pentru momentul prezent, nu pentru ce e posibil să se întâmple sau pentru ce s-a întâmplat în trecut. Și asta e cu așteptările. Așteptările sunt întotdeauna despre viitor, n-au cum să fie despre prezent. Ți s-a întâmplat vreodată să te surprinzi? E o întrebare provocatoare pe care mi-am pus-o și mie însumi. Ți s-a întâmplat vreodată să te surprinzi reacționând cu aceleași vorbe față de copilul tău, față de unul dintre copii, cu aceleași vorbe cu care reacționau părinții tăi față de tine? Uite, asta e o întrebare extraordinar de bună, pe care eu trebuie să recunosc că nu, și pe mine mă omoară practica așa cum îi omoară și pe ceilalți, că eu cred că fac lucrurile
destul de bine și conform a ceea ce propovăduiesc de obicei, dar sunt om și copiii mei sunt oameni și ne mai întâlnim la mijloc în situații neplăcute în care eu nu acționez potrivit, adică reacționez, sunt reactivă, nu sunt proactivă și am diverse lucruri. Nu prea reacționez cum făcea mama sau tata, pentru că am căzut în cealaltă extremă. Cam astea sunt cele două extreme. Fie faci cum au făcut părinții tăi, fie ai fost atât de rănit sau nu ți-a plăcut deloc felul în care ai fost gestionat de părinții tăi și tu îți promiți ție că o să faci exact pe dos. Și exact pe dosul ăla e tot o formă extremă, tot o formă de... Că n-ai de unde să știi că poate ceva din ce făceau părinții tăi era ok și dacă tu faci pe dos ar putea ca atunci să greșești. Adică orice formă de extremă fac așa sau așa, nu e bine. Cel mai corect este să-ți găsești tu claritatea și să vezi cum trebuie să rezolvi lucrurile. Și eu trebuie să recunosc că eu am căzut în cealaltă extremă în care am zis, eu sigur nu fac așa cum au făcut părinții mei și bineînțeles că am făcut greșeli pe filiera asta. Ce am însă foarte adânc înscris în creierul meu de la mama mea este frica ca alor mei copii să li se întâmple ceva rău. Adică mi-e frică să-i las să plece singuri. Când pleacă în parc, ei sunt de 100 de ori. Deci chestia asta de frică că vor păți ceva realmente, nu că n-au succes sau nu sunt fericiți, ci că realmente încalcă vreo mașină, vine vreun de-asta de cineva de răpește, le face ceva. Deci am o frică atât de adânc înscrisă în mine pe care am trăit-o ca copil, pentru că mama o avea și mi-o spunea și mie că o are și îmi spunea ai grijă că o să pățești, o să dregi, o să ți se întâmple și uite, eu nu mai pot de stres. E, asta e o chestie la care lucrez, dar încă îmi țin copiii cumva într-o bulă pe care nu le-o comunic cum făcea mama, dar nu trebuie să le-o comunic, ei știu și fata mea e destul de mare să-mi spună, băi, ești extra panicată, ești teribil de panicată. E și ăsta un tipar, ce spuneai tu, mă duce cu gândul la Alfie Kohn, un alt autor foarte, foarte drag mie, care vorbește despre mama cloșcă, despre mama, despre părintele super, super grijuliu și cam toți în perioada respectivă aveam mama hiperprotectoare, hipergrijulie și tatăl autoritar. Cam asta era, cam asta era formula. Generalizez, bineînțeles, dar cam în zona asta. Și mă gândeam de câte ori mă suna pe mine mama sau de fapt nu mă suna pentru că nu mă suna că nu existau telefoane mobile pe vremea aia la începutul anilor 90. Stătea și se uita pe geam când mergeam la vreo petrecere și venea târziu noapte, se uita pe geam la toate persoanele, când vine și răsufla ușurată când ajungeau acasă Uite, vezi, genul acesta de îngrijorare sau de panică este transmis ne este transmis din păcate și nouă, pentru că și eu mă surprind uneori când pleacă unul dintre copii la, să spunem, la o întâlnire și vine ceva mai târziu, dar nu exagerat de târziu, te gândești, te duce gândul acolo, o fi bine, nu o fi bine. Acum, într-adevăr, noi avem acest avantaj al telefonilor, cum spuneai tu, că poți, chiar dacă devii un pic agasant sau agasant, faptul că poți să afli ca să stai tu liniștită, mamă, sunt ok, am vorbit la telefon. Îți dai seama că nu era decât telefon fix cu disc, mamă. Da, nu. Deci nu aș vrea să prind vremurile pe care le-a trăit mama. Exact. Și aș vrea totuși să mă vindec de această, că iarăși nu este neapărat o problemă a prezentului, că dacă i-ai dat drumul și știi unde s-a dus, mă refer și puțin copii mai micuți, nu mă refer deja la cei care merg la petreceri și așa, cam știi unde i-ai lăsat, cam știi în ce, n-ar mai trebui, adică gradul de încredere în momentul prezent ar trebui să fie un pic mai mare. Dar și asta este o povață pe care șefalii ne-o dă. Exact. Dă și mă tot repet, să rămânem în prezent. Uite, apropo de ceea ce spuneai la capitolul 2, uite, gând la gând, chiar așa se și intitulează acest capitol, modul în care cultura îi programează pe părinți să dea greș. Da?
apropo de părinții noștri, și de teama lor, da? Cumva transferată și la noi, teama de a nu fi un părinte suficient de bun, deci teama de eșec. Și primul subcapitol se intitulează în felul următor: când grija este simțită ca o dorință de a controla. Că inconștient, de fapt, e un soi de control. Eu, ca să, clar, eu ca să fiu eu liniștit sau liniștită, da, exact. Exact, tot despre mine e vorba. Da? Eu vreau să controlez, să văd dacă copilul este în siguranță. De cele mai multe ori ne dorim ca el să fie în siguranță. Cum îți sună ideea aceasta? Vreau și întâlnită la foarte mulți părinți, probabil și la părinții noștri, nu doar la noi, nu vreau să-i lipsească nimic copilului meu, care este cu două tăișuri. Nu vreau să-i lipsească nimic, și Elfalița Bari vorbește și despre acest aspect în carte, nu vreau să-i lipsească nimic, pentru că, vezi, Doamne, mie mi-au lipsit lucruri și nu vreau să trăiască, vreau să-i fie mai bine decât mi-a fost mie, da? Un lucru, să zicem, relativ pozitiv. Și pe de altă parte, nu vreau să-i lipsească nimic, nu-l face pe copil dependent față de părinți și nu-i creăm noi copilului așa, acea bulă, acel glob de cristal în care el, să spunem, că nu este obișnuit cu greutățile vieții. Un copil, cred eu, trebuie să crească, părintele trebuie să-l învețe să fie independent pe picioarele lui, să se descurce, iar părintele trebuie să fie observator, cum ai spus tu în nenumărate rânduri. Eu sunt aici pentru tine. Exact, îi creează și această dependență de părinte și, cum bine ai menționat, îi scade și această reziliență sau rezistență la frustrare atunci când pleacă din bula părintelui, pentru că, surprize, surprize, copiii chiar pleacă. La un moment dat ies pe ușă și se duc la grădiniță. Nu mai spun că, uite, se duc în diverse alte locuri și, dacă, bineînțeles, în locul în care, în care ajunge, acolo nu îi se îndeplinesc toate, nu are acest, să nu îi lipsească nimic, evident că la grădiniță îi vor lipsi multe din lucrurile pe care și le dorește, începând cu atenția unul la unul, cu jucăriile doar pentru el, cu prietenia doar pentru el, o grămadă de lucruri or să îi lipsească. Și atunci, evident că răspunsul la e bine să ne obișnuim copiii să aibă de toate este un răspuns, este o întrebare care n-ar trebui să existe, pentru că aduce mai mult prejudiciu decât aduce stare de bine. Într-adevăr, ar trebui să aibă tot ce este normal să aibă în societatea în care trăim. Adică nu putem să-i ținem nemâncați sau cu somn puțin sau să-i punem să meargă pe jos kilometri cum se mergea pe vremuri, pentru că adaptarea trebuie să se facă la societatea la care fiecare om trăiește. Adică dacă eu am posibilitatea să-i dau mâncare de calitate, să aibă un program de somn, să nu fie extenuat atunci când este, merge și se întoarce de la școală, pentru că mai are alte 1000 de activități de făcut, lucrurile normale în societatea care există, astea e bine să le facem, adică nu trebuie să ne întoarcem în trecut și să-i obligăm să facă ce făceau străbunicii pe vremuri doar de focul de a fi mai puternici. În schimb, să-i lăsăm să mănânce singur, să se îmbrace, să se încalțe singur, să-și gestioneze conflictele dintre ei și prietenii lor și dintre ei și relația cu școala, care iarăși este o responsabilitate a copilului, că el este acolo, iar noi, așa cum tu ai spus, să fim observatori, pentru că există și situații în care trebuie să te implici și e bine să te implici, să fim observatori, să fim conștienți de cât pot să facă copiii noștri și decât ce abilități au ca să poată să răspundă la anumite situații, și în momentul în care vedem că este peste puterea lor, e normal să zicem, uite, sunt aici cu tine, lângă tine, hai să vedem cum pot să te ajut și cum putem să gestionăm chestia asta mai departe. Deci, iarăși, n-aș vrea să fie scos din context și oamenii să se ducă și să facă, știi că știu și responsabilitatea asta, e și sub și supra responsabilizare. Și n-ar trebui să ne raportăm la ce făceau unii sau alții, ci trebuie să ne raportăm la familia noastră. Care este confortul pe care familia noastră îl poate avea. De acolo plecăm și vedem ce putem să mai oferim
extra și ce ar fi bine să descopere și să câștige copilul nostru singur. N-ar trebui să mergem pe o rețetă, ce făcea, nu știu, vecina sau bunica, sau, ci pur și simplu să ne adaptăm la ce, la prezent, ne întoarcem la ce ne zice Șefali, să ne întoarcem la prezentul nostru, asta e prezentul nostru, asta e normalitatea familiei noastre, asta nu i-o luăm copilului, dar vedem de acolo pentru ce poate el lupta. Dragii noștri, a fost alături de noi Gabriela Maluf, psiholog, psihoterapeut, consilier în parenting și am vorbit despre cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi prezent, de dr. Șefali Țabari, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult Gabrielei, care vine de fiecare dată când avem astfel de materiale cu informații prețioase, mai ales pe relația părinte-copil. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Iată recomandarea noastră de carte de astăzi, Cartea familiei care merită mai mult, dr. Șefali Țabari. Să aveți o zi frumoasă, o săptămână minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!